Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În videoclipul de azi voi modifica acest generator de funcții prezentat într-un episod anterior. Dacă nu ați văzut, aveți link în colțul din dreapta sus sau dacă nu, în descrierea acestui video. Ce modificări doresc să fac acestui generator de funcții cu XR2206? Păi în primul rând voi modifica rezistoarele R3 și R5, sunt de 5,1 kΩ, este practic un divizor de tensiune cu rezistoare de 1 kΩ fiecare. Apoi trebuie modificat automat și potențiometrul de 50 kΩ cu unul de 10 kΩ. De ce fac această modificare? Deoarece amplitudinea este mult prea mare pentru mine. Eu am nevoie de până în, să spunem, cu aproximație 2V vârf la vârf, deoarece doresc să utilizez, dacă se poate, acest kit pentru testarea anumitor amplificatoare și mai mult de 2V vârf la vârf chiar nu am nevoie. Apoi doresc să modific și potențiometrul, să-l schimb, R7, e notat cu R7, dar nu înțeleg de ce au făcut chestia asta, la fel și cel de pentru amplitudine, eu aș fi notat cu P, nu R, în fine. Să revenim la potențiometrul pentru glaș fin, acesta este mult prea mare și practic reglează fiind, dar nu este suficient. Așa că în loc de 50 kΩ voi pune unul de 10 kΩ. Următoarea modificare, aceasta fiind mai mult opțională, este cea din C3, este bias practic, care are legătură cu pinul din bias al integratului. M-am uitat și eu în datasheet și are legătură cu referința de voltaj, internal reference voltage în engleză. Revenind, în datasheet scrie că ne trebuie e recomandat unul de 1 microfarad. În cazul nostru, în acest kit ne-a dat unul de 10 microfarad și e mult prea mare, de 10 ori mai mare, așa că vom pune unul de 1 microfarad. Îl avem deja. Apoi, o ultimă modificare, resistența fixă R4, cea pentru reglajul distorsiunilor. Nu e aceasta, e cea de aici. Am uitat să o notez. Este cea pentru reglajul distorsiunilor. Și pentru a putea regla, ne-ar trebui un trimmer, un semireglabil de 500 de ohm. Și îl avem deja. Resistența fixă pe PCB-ul nostru este cea de aici. Și cam acestea ar trebui să modificările pe care ar trebui să le facem. Să trecem la treabă. Gata. Ok, să punem potențiometrul de 10K de data aceasta pentru glaș fin. Mai e o chestie. În cazul amplitudinii trebuie să modificăm ceva anume. Capătul ce duce către R2 trebuie luat din capătul celălalt al potențiometrului. În loc de aici, să-l luăm de aici, da? Și înseamnă că acest capăt îl vom tăia de aici. Gata. Iar acum să punem potențiometrul. Lipim un singur pin pentru a așeza acel potențiometru. Să lipim și rezistoarele din divizor. În cazul semireglabilului sunt nevoie să tai un capăt, pentru că nu avem nevoie, pe care să-l tai. Îl tăiem pe acesta. Am înduit cât de cât și
Intră. Lipind doar un singur pin ca să pot să așez semireglabilul cum trebuie. Iar acum să nu uităm să facem modificarea acelui potențiometru. Ar mai fi încă o modificare. Acel condensator electrolitic de 10 micro trebuie schimbat cu unul de 1 micro. Cel de aici. Gata. Am pornit montajul modificat. Am și corectat o chestie pe care am greșit-o în timpul schimbării componentelor. În loc să schimb condensatorul C3, am schimbat pe cel de aici C4. Da, am corectat eu. Se mai întâmplă asta, e? Eu am testat oricum de înainte, iar acel trimmer pentru reglajul distorsiunilor se descurcă chiar foarte bine. Trebuie să și vedeți, asta e problema. Da? Deci, dacă îl dăm invers, se pare că nu mai seamănă sinusoidă, ci tinde către triunghi. Dacă dăm înapoi, să mărim, dăm înapoi, începe să semene a sinusoidă, da. Un moment, dăm înapoi. Cred că este suficient. O singură chestie pe care mă cam enervează, și anume, da, uneori se văd, uneori nu, mă, nu se mai văd. Da, acum se văd. Da, nu se văd mereu. Probabil la frecvență mai înaltă. Să-i reglaj fin, și chiar este fin. Nici potențiometrii nu sunt chiar de o calitate foarte bună. Deci maxim, mă rog, atât am regalat eu, dar maxim se duce către 2, însă nu mai seamănă a sinusoidă. Deci, înțelegeți, dacă dau spre maxim, 1,8, aproape 1,8, dar nu mai seamănă a sinusoidă. Așa că sunt nevoit să dau înapoi pentru ca semnalul să semene a sinusoidă. Consider că tensiunea de 1,26 V/V este suficientă. Chiar cred că este suficientă. Și acum este o sinusoidă chiar impecabilă. Poate sunt eu prea pretențios. Dar uneori, v-am zis, apar niște impulsuri la vârful sinusoidei. Un impuls sus iar și un impuls jos. Dar, în fine, văd că acum nu mai vrea, nu mai apare. Ca să schimbăm între 10 și 100, în teorie. Da. Pare în regulă. Aici văd că nu mai e reglaj, nu mai este fin. Adică nu mai este un reglaj smooth, nu știu cum să traduc în română. E un reglaj sacadat, nu un reglaj imediat. Asta numai în cazul frecvenței dintre 10 și 200 de kHz, 230. Dar oricum, sinusoida chiar arată spre foarte bine, consider eu. Da, uitați că a început să apară. Pare acel impuls sus, da, sus și jos. Dar n-apare mereu. Și nu știu de la ce să fie. Dacă voi știți, din curiozitate, știți alte scheme electronice care se descurce mult mai bine decât acesta, puteți să îmi scrieți în comentarii sau pe Facebook, pe Messenger. Cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!